Bună, fetelor, și bine v-am regăsit la un nou clipuleț. Astăzi aș vrea să vă fac un clipuleț cu pensulele mele, pentru că multe dintre voi m-ați întrebat în diferite ocazii care este, ce pensulă este aia sau lucruri de genul, așa că vreau să vi le arăt. Pe toate nu sunt multe, dar îmi sunt foarte dragi și îmi fac treaba foarte, foarte bine cu ele, nu am nicio problemă. Evident că mi-aș mai dori și alte pensule, dar hei, cine nu-și dorește? Eu le țin în două cănițe foarte drăguțe, aici pe masa de machiaj și mai am un recipient în care îmi țin bureței și o să vedem ce mai este aici. Voi începe cu pensulele pentru ochi și am din seturi, dar îmi va fi tare greu să le aleg pe toate. Va trebui să aveți puțină răbdare așa cu mine. Pentru că trebuie acum să le ochez pe toate, să văd care și cum din ce set este. Am un set de la Eco Tools. S-ar putea să mai fie pe aici, dar o să vi le arăt după aia. Este un set de la Eco Tools cu pensulici. Aceasta este o pensulică unghiulară, o pensulică mititică pentru fard, o pensulă foarte, foarte mare pentru fard, pe care nu prea o folosesc pentru că e mult prea mare, va trebui să-i găsesc altă utilizare. O altă pensulică care ar trebui să fie pentru concealer, dar din nou este, aceasta, nu știu, este prea mititică sau, din câte mi-aduc aminte, parcă nu-mi place cum aplică concealerul. O pensulică mititică pentru detalii sau smudge și o altă pensulică pentru blending. Pe partea posterioară a pensulei scrie și fiecare pensulă pentru ce este: Angled Crease, Little Eye Shading, dar mi s-a cam dus crease-ul la celelalte pensule, nu prea pot să vă spun. Flat Concealer, cam acestea sunt pensulele de la Eco Tools și sunt foarte, foarte bune, chiar îmi plac și îmi plac în special pensulele acestea mici pentru că nu este foarte ușor să le depozitez atunci când vreau să plec undeva sau chiar și când mă machiez, nu știu de ce, îmi plac pensulele și lucrurile mici. Ce mai am pe aici? Mai am o pensulă de la Sigma Eyeshading E55. Și este o pensulă pentru aplicarea fardului, pe care o folosesc foarte des. Și mai am o pensulă tot așa, pe care o am dintr-un set, cred că Paris, tot de la Sigma E55. Și sunt super, super bune. Cu aceste pensule de aplicat fardul, sincer, chiar nu am nevoie de altceva, sunt super mulțumită. Mai am o pensulă de la Sephora, cu care îmi aplic fardurile cremă, în special. Și nu știu exact, cream shadow, uite că scrie și pe ea cum se, pentru ce se utilizează. Are peri sintetici, e foarte, îmi place foarte mult acest aspectul acestei pensule, este foarte fin așa, lunguieț și nu știu, e foarte ușor să te descurci, spre deosebire de o pensulică de la Eco Tools, care uitați cât de mare e, deși nu mă deranjează, v-am spus, dar îmi place foarte mult și aspectul acestei pensule. Ce mai am pe aici? De la o firmă din Italia, care, sincer, nu știu cum se cheamă, dar pe ea scrie RB, cred. Vă arăt și vouă că poate știți mai bine. Setul acesta a fost achiziționat din Acqua e Sapone și vă voi arăta imediat toate pensulicele care au fost în acest set. Pensulicele pentru ochi, pentru că au fost și pentru față. Cam acestea cred că ar fi toate. Da, cam astea ar fi. Și am o pensulică care nu știu pentru ce se utilizează, pentru că are aici capul plat. Este stufoasă și cu capul plat. Mai am o pensulică pe care o folosesc pentru, de fapt asta e de la Sephora, o să vă arăt mai încolo. O pensulică pe care o folosesc pentru blending sau pentru crease, depinde cum am chef. O pensulică pentru gene sprâncene, una pentru aplicarea fardului, dar este destul de măricică și nu prea mă îndrept către ea, mai mult le folosesc pe cele de la Sigma. O pensulică plată pentru aplicarea fardului, o pensulică pentru, tot așa, pentru crease.
O pensulă de blending care îmi place foarte, foarte mult, este foarte fină și pufoasă și îmi place foarte mult cum dispersează fardul. Pensula mea preferată pentru sprâncene, pentru că o folosesc creion pentru a-mi contura sprâncenele și este pensula mea preferată aceasta. O pensulă pe care nu o folosesc cu din astea teșită, nu știu cum să spun, pentru eyeliner, pentru sprâncene, dar nu-mi place pentru că este foarte lungă, puteți vedea și voi, și nici nu este prea subțire, nu o folosesc. Și o pensulă pentru buze. Mai am o pensulă pentru o pensulă mititică pentru aplicarea fartului pe pleoapă și este de la Sephora. All Over Shadow Small, 23 este numărul pensulei. Mai am din setul meu favorit pensulicile de la... Da, acestea sunt toate, parcă erau mai multe. Pensulicile de la Sonia Kashuk, cred că așa se pronunță. Una este așa, angled, pe care o folosesc în diverse scopuri, ori pentru iluminator, pe arcadă, ori, nu știu, să-mi dispersez culoarea în pliu sau mai multe lucruri, depinde cum am chef sau ce trebuie să fac. Pensula mea preferată de blending este aceasta și o ador, pur și simplu, este absolut perfectă pentru blending. Este foarte fină și, nu știu, este super. Și o pensulică pentru cris sau depinde ce alte utilități găsesc în momentul respectiv. Mai am o pensulică de la Sigma, Eyeliner E05, care este absolut perfectă pentru eyeliner, dar după cum bine știți, eu nu mi-aplic eyeliner, așadar o folosesc foarte rar. Mai am dintr-un set pe care l-am primit, dintr-un set fake, luat de pe ocazii, m-am spus că l-am primit, probabil persoana respectivă credea că este vreun original și a pus mâna pe ceva, nu știu, pe vreo comoară, așa, când l-a văzut la un preț atât de mic. Dar sunt destul de ok. Este aceasta pentru, nu știu pentru ce este, pentru că este și murdară. Aceasta este o pensulă super bună pentru smudge și eyeshadow, o pensulă mititică pentru eyeshadow sau smudge, v-am spus. Este super bună, nu am nicio problemă cu ea și chiar o folosesc. Mai am o pensulă pe care am lipit-o cu scotch pentru că s-a desprins de aici. E din aceea pentru ceară și pudră pentru sprâncene și la fel îmi place foarte mult și nu am nicio problemă cu ea, chiar dacă este no name sau mă rog MAC. Mai am o pensulă care am folosit-o pentru produsele de buze. O pensulă angled, la fel, foarte bună, nu am nicio problemă cu ea, nici nu se vede că este made in China sau unde ori fi făcute ele. O pensulă care, nu știu pentru ce, pentru detalii probabil. Și o altă pensulă din aceasta angled pufoasă pe care nu prea o folosesc. Mai am niște pensule de la Elf. Am avut foarte multe pensule de la Elf pentru că atunci când am făcut comanda am zis să am pensule. Dar, din păcate, nu mi-au plăcut deloc și am oprit doar 3 dintre ele, pe restul le-am dăruit. Am o pensulă din aceasta care cred că e pentru cris, da? Și cu aceasta e singura cu care nu am avut probleme din cele pe care le-am luat pentru cris, pentru că la restul îmi ieșeau firele de păr, adică cădeau firele de păr în continuu, nu aveam ce să fac cu ele, pur și simplu. Aceasta este pensula mea favorită pentru aplicarea iluminatorului pe sub sprânceană, de fapt, sau în colțul interior, sau depinde. Dar oricum folosesc foarte mult această pensulă, Defining Eye Brush se numește. Și pensula aceasta de blending pe care nu prea o folosesc, dar am oprit-o pentru că n-am avut probleme cu ea să-i cadă părul sau ceva de genul. Blending Eye Brush. În continuare mai am o pensulă de la Benefit. O pensulă cu două capete. Unul este angled, un capăt este angled, care poate fi folosit pentru ochi, pentru buze, pentru sprâncene, ce vreți voi. Și un burețel din acesta smudge, tot așa, pentru creionul de buze sau pentru creionul din jurul ochilor. Mai am o pensulă de la Estée Lauder dintr-un set,
care, nu știu, aceste pentule m-au dezamăgit enorm și le-am dăruit pe toate pentru că au fost foarte, foarte proaste, incredibil de proaste. Am oprit-o doar pe aceasta, nu știu de ce, pentru că nu o folosesc, probabil să-mi amintesc de ea. Mai am o pensulă pe care o folosesc foarte, foarte des, aceasta de la Cargo, cu două capete, unul pentru fardul de pe ploape, ceva de genul, și cealaltă este angled și o folosesc cel mai des pentru a-mi aplica fard pe linia genelor superioare. Acum voi trece la pensule pentru față și le țin în acest recipient, care este identic cu recipientul celălalt. Aici am niște pensulici din același set cu celălalt de la Eco Tools. De fapt, cred că au fost două seturi. Mi-am luat două seturi, unul pentru față și unul pentru ochi. Nu mi-aduc bine aminte, dar cred că așa sunt. Am această pensulică Precision Foundation. Ar trebui să fie pentru fond de ten, dar este imposibil să îți aplici fondul de ten cu o pensulă atât de mititică. Eventual pentru cearcăne ar fi, pentru anticearcăn ar fi bună, sau pentru, nu știu, anumite pete, așa ceva de genul, dar nu prea o folosesc. Pensula mea preferată pentru aplicarea anticearcănului sau a iluminatorilor în zona ochilor este aceasta, nu are niciun nume pentru că s-a șters. Este această pensulică și este din aceea Buffing, foarte, foarte ok, este mică, îmi place mult de tot. Mai am o pensulă pentru produse Complexion Blending, se numește ea. O folosesc pentru aplicarea bronzerului, în special bronzerului cremă, cum este acela de la Too Faced. Și o pensulă foarte, foarte bună de blush. Poate fi aplicat blush-ul cu mare ușurință cu această pensulică. La fel, îmi place foarte mult și foarte pufoasă. Toate sunt pufoase de la Eco Tools, nicio problemă cu ele. Tot din același set ca și produsele alea de film, am arătat eu firma aceea din Italia. La fel, RB, nu știu ce înseamnă, am uitat, adică aveam, au venit într-o cutie așa și aveam acolo numele, dar nu l-am ținut minte, nu m-am obosit să fac asta. Și am așa o pensulă pe care o folosesc în ultimul timp foarte mult pentru fond de ten. Este murdară acum. Pensula de fond de ten sau ce folosesc într-o anumită perioadă pentru a-mi aplica fondul de ten, obișnuiesc să le spăl de fiecare dată, dar evident acum m-am machiat ca să pot filma acest clip și n-am apucat să o spăl, dar o voi spăla imediat. Nu-mi spăl pensulele de fiecare dată când le folosesc, dar mi se pare esențial ca produsul cu care îți aplici anticearcănul sau fondul de ten să fie spălat de fiecare dată. Și v-am spus, această pensulă îmi place foarte, foarte mult momentan să-mi aplic fondul de ten. Mai am o pensulă pentru anticearcăn, pe care nu o folosesc pentru anticearcăn, pentru că îmi place mai mult cea de la Eco Tools. Mai am o pensulă foarte, foarte bună de pudră. Și la chestiile astea, pensulele astea din Italia, nu le-a căzut absolut deloc părul, deci n-am avut nicio problemă de genul și să știți că sunt foarte bine construite așa, sunt foarte solide, foarte bine îmbinate totul, nu, de exemplu la cele de la Elf am avut probleme să se desprindă partea aceasta metalică de lemn și multe alte lucruri, aici chiar sunt foarte, foarte solide și arată foarte solid, așadar că dacă sunteți în Italia puteți să le încercați. Mai am această pensulică pentru blush, care la fel este foarte bună, nicio problemă cu ea, și aceasta angled, tot așa, pentru blush sau contur sau ce vreți voi, depinde fiecare cum îi place. Mai am o pensulă tot de la Sephora, foundation nuanța numărul 47 și nu prea îmi place mie această pensulă pentru că ea de fapt este foarte bună, dar mie îmi place ca fondul de ten să aibă un aspect foarte, foarte natural, cât se poate de natural, ba chiar prefer să mi se vadă cât uși de puțin pistrui sau orice. Nu-mi place să fiu perfect ten de porțelan. Și această pensulă, nu știu, construiește foarte bine așa și îmi dă impresia aceea de mască și nu este genul meu, dar ea este foarte bună ca pensulă în sine, adică își face treaba ce ar trebui să facă. Tot din setul acela de la Sonia Kashuk, mai am și aceste două pensule. Aceasta la fel este super, super bună pentru
pentru corector și iluminator și pe aceasta am folosit-o acum, pentru că la fel îmi place foarte mult ca cea de la EcoTools. Și mai am o pensulă care este pensula mea preferată de blush, este incredibil de foasă și, nu știu, este superbă, minunată și vreau să vă spun că la toate produsele astea de aici, la toate pensulele astea, n-am avut, pe cele pe care le-am oprit, nu am avut nicio problemă cu ele, cu părul, să cadă părul sau probleme de genul ăsta. Am preferat să renunț la cele cu probleme, la pensule cu probleme și mi-am oprit strict ce îmi trebuie și ce este bun. Mai am o pensulă la fel favorită pentru fond de ten, dar momentan o prefer pe cealaltă. De la Sigma F80, o știe deja toată lumea, nu are niciun sens să o arăt mai departe. Și de la Sigma mai am Large Angled Contour F40. Este pentru contur și la fel o folosesc foarte, foarte, foarte des. Aproape de fiecare dată folosesc această pensulă pentru că este superbă, e minunată, se utilizează foarte ușor și se aplică produsul foarte, foarte bine. Iar în acest recipient țin niște bureței care momentan sunt murdari. Sunt 4 bureței din aceștia, care evident vor fi spălați cu săpun antibacterian, dar momentan n-am chef de acest lucru. Și aici mai țin pensulicile acestea din blush-urile de la Benefit, pe care nu le folosesc. Și mai am aici, am avut mai multe aici, dar le-am dăruit. Mai am o pensulă de la Cargo, care poate fi folosită pentru burețe din acela de smagi. Și tot ceva de smagi, tot un burețel în unghiular așa. Și mai am aici niște pensulici din acestea mici cu burețel pe care nu le folosesc și o să trebuiască să le dau și astea. Le-am adunat aici și când se adună mai multe, atunci le dăruiesc. Cam acestea ar fi produsele mele. Vreau să vă arăt și cu ce îmi pulverizez eu pe pensule. Mă scuzați de bâlbâială. Folosesc acest produs de la Sephora, Daily Makeup Brush Cleaner. Acesta este și probabil îl găsiți și voi în Sephora și îmi place foarte mult să-mi curăț. Este antibacterial, formula, antibacterial, da? Formula și este super, îl folosesc de fiecare dată când mă machiez. După ce termin de machiat, îmi dau țâs-țâs pe toate pensulele, pentru că nu am, sincer, răbdarea necesară să le spăl de fiecare dată când mă machiez. Spăl doar pensula de fond de ten în primul rând. Cam acestea au fost produsele mele, pensulele și instrumentele, de fapt, cu care mă machiez. Sper că v-au plăcut, aștept comentariile voastre care v-au plăcut mai mult sau ce aveți din aceste lucruri și voi. Vă aștept de asemenea cu like și subscribe, vă aștept pe Instagram și pe Facebook. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!